Mii de sălășeni continuă să trateze carnetele de muncă, cu ajutorul cărora își pot dovedi vechimea în muncă acumulată până la data de 31 decembrie 2010, cu indiferență. Cel puțin asta susțin reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj, conform cărora în acest moment în arhiva instituției există peste 7.000 de carnete de muncă. Peste 7.000 de carnete de muncă se află și la această dată în arhiva Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj. Și asta pentru că nici angajatorii și nici angajații care trebuiau să intre în posesia lor nu se arată interesați de acest lucru. Inspectoratul Teritorial de Muncă în momentul de față are în păstrare un număr de 7.007 carnete de muncă. Ele nu au fost ridicate nici de către angajatorii care au avut aceste carnete de muncă în păstrare până la ora actuală, sau mai bine zis până la finele anului 2010, respectiv 31.12.2010, dar nici de către titularii acestora de-a lungul timpului. Aceste carnete de muncă, 7.007 pe care le avem, sunt neridicate din anumite motive, și anume un număr de 300-305 carnete de muncă nu sunt ridicate de către angajatori ca urmare a abrogării decretului 92/76. Sigur că ele au rămas în păstrarea noastră pentru că se pare că angajatorii nu au mai avut niciun interes de a le ridica și a le distribui angajaților sau foștilor angajați. Apoi avem un număr de 350 de carnete de muncă și acestea din motivul nedepunerii statelor de plată, deci documente lipsă ale angajatorilor, și aceste carnete de muncă nu pot să fie încheiate, nu pot să fie închise. Din acest motiv ele nu pot să fie eliberate. Iar restul de 6.300 de carnete sunt închise de-a lungul timpului pentru persoane care au lucrat la diverse societăți. Și de această dată, reprezentanții ITM Sălaj solicită atât angajatorilor cât și persoanelor ale căror carnete de muncă se află la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj să intre în posesia acestor documente, având în vedere caracterul personal al acestora și faptul că ele reprezintă dovada vechimii în muncă. Nu este o contravenție faptul că persoana în cauză nu-și ridică carnetul de muncă, însă, neavând carnetul de muncă, nu poate să-și demonstreze vechimea desfășurată de-a lungul timpului în activitate.